miroase a competiție. Și vine, rău. Ceartă! Nu, am răspuns. Pentru că ne-a dat timp perfect în care nimic. Oare cine mă cunoaște mai bine? Iubitul meu sau cel mai bun prieten al meu? Hei, salutare gașcă, eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem un challenge super interesant. Iar acest vlog o să-l fac alături de Baby și Nico. După cum puteți să vă dați seama, sunt într-un jacuzzi foarte, foarte, foarte mișto, cel mai mișto jacuzzi din punctul meu de vedere, aici la Canopian Penthouse din Brașov. Și vreau să le mulțumim super mult pentru locația asta foarte, super, foarte frumoasă. Am petrecut aici câteva zile minunate, ne-am simțit foarte bine, e o zonă de lux. Și sperăm și să mai petrecem pentru că ne-a plăcut demențial. Foarte, foarte mult. Demențial, inclusiv camera. Dacă ne urmăriți pe story, cu siguranță ați văzut cum arată întreg penthouse-ul, întreg apartamentul de aici de la Canopian și le mulțumim foarte mult. Așa că intrați în linkul din descriere, aveți linkul lor de la Instagram și dați-le un mare, mare follow. Exact. Merită! Mulțumim mult de tot. Și, după cum vă puteți da seama, sunt alături de iubitul meu și cel mai bun prieten al meu din copilărie. Hop, hop. Și ce vlog aș putea să fac dacă nu challenge-ul cine mă cunoaște mai bine? Opa, sunt foarte curioasă cine mă cunoaște mai bine. Miroase a competiție. Și mine, rău. Tu cine zici că o să câștige? De seama că eu, da. Tu cine zici că o să câștige? Dai seama că Nicu. Eu o să câștig, eu. Da, sunteți pregătiți? Da. Am lăsat un story pe Instagram. Oamenii mi-au scris întrebări pe care eu să vi le las vouă. Opa! Deci haideți să vedem, o să fie foarte drăguț și foarte relaxat pentru că suntem în jacuzzi cu burburuci. Cu burburuci? Burburuci? Hai să vedem. Hai cu burburuci și avem și luminițe! Yay! Yeah, e foarte luminițe, mișto! E foarte, 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 foarte mișto! Da, ia uite, lasă-o pe asta, lasă-o pe asta! Asta, asta așa, e culoarea mea preferată. Se vede super frumos. Să începem, sunteți pregătiți, băieți? Foarte, da, foarte pregătiți! Ia, hai să vedem, chiar să mă iau cu ea. Prima întrebare. Prima întrebare, ia. Pe ce dată am lansat ciocolata? Mamă, și știam. Și știam. Stați, măcar puțin, stop, cum facem? Cine, cum răspunde? Faceți așa aici, în față? Da. Da, deci când vrem să răspundem, dăm așa. Așa întrebare, da, dacă nimerim, dacă nimereți măcar luna sau care e mai aproape, câștigă? Da, se pune punct. Bine, bun, e în luna iulie. Așa. Ok, și dacă tu zici și ziua, sau anul, gen... Anul e 2000... Stai să mă gândesc, 2016, zic eu. Ok, tu, gata, asta ai răspunsul tău, da? Iulie 2016 și tu... Poți să zici și ziua, zic, o zi. Zic aceeași lună, e tot iulie. Ok. Păi s-a luat pe mine, Nicolae, nu se pune. E, păi s-o pune, se pune. Iar luna... Stai, nu, stai, luna am zis, stai, ziua, anu, ziua. Anu. O să zic tot 2016, pentru că ai postat-o acum 4 ani, că știu că nu au zis fan pe Jordan. Ok, hai zi tu. Acum zi tu ziua primul și o zic eu. Aș putea să vă dau un indiciu. Nu, lasă pe da? Să zică. O să zic 18. Eu știu ceva de genul 13, nu sunt sigur, spune. 12. Ah, să moară Jack Saneta. 12 iulie 2016. Mamă, ce bun am fost, da, o zi, o zi. Îți dau indiciu în ziua în care s-a născut și Hani. Da, tu te prindeai. Da, frate, mi-e corect. Da, sunt corectă, sunt corectă. Deci am un punct, da? Și eu știam ceva de un 1 și încă ceva, dar eu am zis 18, că credeam că e mai aproape de 20, nu știu. Care este parfumul meu preferat? Lancome. Am bătut, dai cu minte. Și Prada. Unul singur, hai, trei de unul și. Care de la Prada? Prada ăla cu roz, cu capacul mov. Zic care? E, măciucă de... Da, ai auzit? Nu, dar ce fac? Nu știu Prada, dar știu Prada. Și acum zic eu, și acum zic eu. Pe bun, e ca la fel ca la anul și ziua. Nu, dar am zis primul. Prada Kiss. Am zis primul. Băi, am zis primul, nu se pune. Pă bune, da, ce băie să-ți dau și... Dacă zice de ciocolată... Vrei să-ți dau și codul de bare de la el, nu știu, ce-i vrea. Denumirea. Ceartă! Denumirea! Am răspuns primul și am răspuns ok. O să pun un punct la fiecare. Ok. Așa, deci 2-1, da? Da. Ce serial îmi place cel mai mult? Blacklist. Păi, așa, acum și preferatul ei pe numărul 1 e Shadowhunters.
pe numărul 1 e Blacklist și după e Shadow Hunters. A fost Shadow Hunters. Pentru că e mai recent. Da, e mai, da, 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 da. Care este anotimpul meu preferat? Vara. Am, da, hai. A, bă, tot înainte să zici. V-ați greșit amândoi, m-ați dezamăgit. Primăvara, primăvara îi place, primăvara, primăvara, că e născută și e un anotimp perfect în care pot... Stai că știu și da! De ce îi place. Pentru că e un anotimp perfect în care e nici... Pentru că, nici frig. Pentru că e un anotimp perfect de... De cal, nici frig și poți să stai îmbrăcat foarte lejer. Nu se pune punct la nimeni. Nu se pune punct la nimeni. Da, pentru răspunsul meu coerent ar trebui să primești măcar 0.5. Bă, ai bătut și după a zis ea, a, bine, hai. Nu se pune punct, dar apreciez răspunsul pe care l-ai lăsat. Ce mă enervează cel mai și cel mai mult? Niciuna. Am bătut primul, îmi pare rău, minciuna. Am bătut, minciuna. Da, mă, ai bătut primul, da, normal, hai. Bine, ok. Interesant. Îmi place, da, și hai. Mamă, dar nici nu pot să dau cu mâna, că mi-e frig. Exact, și tot, dar e greu să o scoți din apă, ce greu e, dar da, tot în apă zic, o scoți din apă. Deci e bine cum am ales să, să faceți aici, nu că e greu. Da. Care este fructul meu preferat? Păi nu, stai, care a bătut? Ai, întrebare. Nu știu, dar mie mi s-a părut că a fost în același timp să mă arăt. Da, chiar a fost în același timp. Nu merg până la 30 de om de răspuns. Cine care e corect, e corect. Okay. Că nu ne luăm unde pe altul. 3. Lasă, stai. Stai, păi, da, stai să ne gândim. Să ne no, 3, 2, 1 și... Măr. Păi da, stai mă, că tu n-ai zis. Nu e măr în niciun caz. Aaa, știu. 3, 2, în același timp spuneți. 3, 2, 1 și... Mandarina. Da, mandarina. Eu v-am vrut să zic ananas. Mandarina. Căpșuna. Da, bă, căpșuna, da. Da, așa. Ce mărime... Porf la încălțăminte. Pun la sutien. A, bine, e bun. Asta e întrebarea? Da. Da? Nu. Era la Adidas, nu? O să schimb, poftim. Ce mărime? Ce mărime sunt Adidas și al cu care am venit? 38. Adidas și al cu care ai venit? Da. Am bătut 38. Ai și tu un răspuns? 39. Da? 30. Oh. Nu știu, faza e că uneori îmi spui că 38 e prea mic, știi? Da, eu port 38-39, depinde. Eu să mă mut un pic. Da, deci Adidas și sunt 38, da? Da. Bun. 4-2. De ce mi-este mie frică, aș putea spune? Să șuiezi. De moarte. Nici una, nici alta. Gândacii mici. Aoleu, să moară, am crezut și eu că e ceva. Ce nu ți-e frică? Mi-e frică să eșuiezi și nu mi-e frică de moarte. Moartea asta e cu subvieții. Am crezut că e ceva mai complex. Am crezut că e ceva mai complex de gândacii mici. Ce zodie este nepoțica mea? Așa, este, deci este... Păi da, frate, dar bați și după ce bați... Păi și ce rău, că și tu ai făcut așa. Este... Și tu ai făcut așa. Ai zici? Da, eu zic, este leu. Rac. Dar nici eu nu știam sigur, dar știam jetul ăla pe leu, rac, dar a zis el primul. Că știam că e gen după gen. Ideea e că ea trebuia să iasă leu, dar a ieșit mai devreme și e pe 7-a 2020. Da, și ce zodie e pe 7-a 7? Păi nu știu, că nu știu cum e cu zodiile cu astea. Eu abia știu ce zodie sunt eu, tu, mama ta, tatăl tău, mama. Eu știu de la început al noi până numai, de la mai mistă te-a film. Ce mâncare prefer? Vă dau variante. Câte variante? Bine, câte variante? Două. Două, bine. Ah, păi e easy, albă neagră. Bine, hai, 50, 4, 50. Vă pun 4. Bine, ok. Brocoli. Așa. Spanac. Așa. Mâncare de urzici. Așa. Și ciorbă. Mâncare de urzici. Da. Toată lumea știe pasta. Da, că toată lumea, cred că și tot. Nu, dar îi plac toate, îi plac și că tot Instagram. Și brocoli și spanac. Și brocoli, dar ce nu am mâncare de urzici, că e cerul lumea, vreau să-ți facă imediat după ce ai dat examenul. Da. Știu. Ce fel de persoană sunt eu? Stai un pic. Ce ne dai și la asta variante? Ia zi ce fel de persoană sunt eu. Tu? Da. Ce fel de persoană ești tu? Da. Pentru mine sau tu așa? E, ca și persoană, nu pentru tine, persoană. Că n-am întrebat ce înseamnă pentru tine. O persoană foarte, zic eu, care nu se dă bătută și, și are foarte multă încredere. Se numește ambițioasă. Păi da. Păi asta am lăsat să vorbiți. Aoleu, păi da, ce faci? Am dat definiția ambițioasă. Nu vă mai certați, v-am lăsat să vorbiți pentru că întrebarea era ce fel de persoană sunt eu. Genul care preferă să stea mai mult în casă sau pe afară? Afară. În casă. În casă. Păi stai acum în casă, dar prefer să ieși pe afară. Îi place să călătorească, adică nu stăm în casă. Doar că
faza este că, na, îți place gen mai mult să foarte stăm așa, gen acasă. Gen nu, place. Nu stă în curte, stă mai mult în casă. Dar așa îmi place foarte mult, îmi place la nebunie să călătoresc, să merg, să mă plimb, să vizitez. Uite, acum de ce nu stai în casă? Aici ai unde să stai afară. Stau tot așa confortabil, la modul că nu am ieșit. Adică am venit în Brașov, am ieșit doar în centru, așa foarte puțin. Foarte puțin, un sfert de oră. Și nu știa cum să vină mai repede înapoi. Da, adică sunt genul care să stea în casă. Prefer să merg undeva unde să fie frumos, gen lux, cum e Canopian Penthouse, exact, pe bune acum vorbind, și să mă relaxez eu așa, gen să-mi încarc bateriile. Da, exact. Ce nume a avut primul meu câine? Daisy. Ok. Și tu ai un răspuns că ați bătut în același timp. Mamă. Cum naiba era numele ăla? Stai puțin. Cum naiba îl cheamă pe cățelul ăla de la țară? Că ăla e. Nu e ăla. Ba ăla e, ăla Ciobănescu e primul ei cățel. E, stai că uite că avea de mult pe Daisy când a avut Ciobănescu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pe Daisy. Bă, da, aveai pe Daisy, pe Daisy a luat-o, pe Daisy a luat-o. Luca, așa, Luca, pe Daisy a avut-o când, când a filmat Radio Song, aproape. Frate, știam că tu ai avut-o. Hai să sunăm pe mami. Mami? Da, mami. Care a fost primul meu câine, Luca sau Daisy? Luca. Da. Știam eu că mă bucura foarte mult că era acea zodie cu mine. Luca e Taur. Na, ca și câine, na. Bine, mami, te pup, mersi, pa. Care a fost primul sport pe care l-am practicat? Primul sport în not. Tenis. În not, pentru că nu-i plăcea, că antrenorul o certa și zicea că nu pui mai not. Da, ce știe? Nu pot să cred! Deci la fiecare întrebare, dacă vreți, vă dau și cu detalii cu așa, ca să fie. Fie treaba. Câte tatuaje am? Două. Pizia asta, două. Punct pentru amândoi că ați bătut în același timp. Bine! La ce sunt alergică? La nimic. Aveți variante? La nimic. Da, la nimic. Sau ați putea spune că sunt alergică la oamenii falși. Bine, iubita! Aveam problemă cu albinele? Nu, toată lumea e alergică la albine într-un fel. Da, te umpli, practic. Da, deci ești alergică la albine. Albine. Nu trebuie să fie neapărat o competiție între noi. Normal. Pentru că el, eu o știu de foarte mult timp, iar el de 18 ani. Da, de totdeauna. Adică de când erați în scutec, iar eu de pe bune. Mai puțin timp. Exact, și eu poate unele evenimente din trecut, poate la unele am fost prezent. Iar poate unele chestii tu le știi cum era ea, gen împreună, iar eu cum e ea acum. Și e un avantaj și pentru mine și pentru tine. Da, deci competiția e strânsă. Mă rog, nu competiție, dar treaba aici e competiție. Treaba e strânsă aici, da? Oare cine mă cunoaște mai bine? Iubitul meu sau cel mai bun prieten al meu? Acesta a fost vlogul, sper din suflet că v-a plăcut. Noi acum nu știm care a câștigat. N-am mai ținut poți sporul. Poți să spune cine a câștigat? Mm. Am câștigat amândoi. Da? Da, eu, deci eu unii postează. Așa. Revenim. Eu unii postează de iubit și Nicu unii postează de cel mai bun prieten. Amândoi am știut în mod egal să răspundem la întrebările astea. Nu înseamnă că chiar amândoi exact. Chiar te cunoști chiar, și suntem niște amândoi. Persoane din viața ta care, foarte important. Care te cunoaștem. Da, amândoi mă cunosc foarte bine. Scrieți-ne voi în comentarii care a fost scorul, cine a câștigat și din comentariile voastre practic o să aflăm și noi. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să vă abonați la canalul de YouTube al lui Baby, să intrați pe Instagramul lui Nicu. Vă las colțopelul. Vă las toate linkurile în descriere, intrați acolo. Noi v-am pupat tare și ne vedem data viitoare. Wow!